Funcționarii Apia Gorj au lucrat inclusiv sâmbătă 30 aprilie, în speranța că vor veni fermieri să-și depună cereri unice de plată. La sfârșitul zilei de 30 aprilie, pentru că funcționarii publici de la Apia au lucrat și sâmbătă 30 aprilie, fermierii își depusaseră la centrele județean și la centrele noastre locale 11.125 de cereri cu o suprafață de 34.700 de cereri. Practic suntem undeva la jumătate din numărul de fermieri planificați. Conducerea Apia Gorj atenționează agricultorii că perioada de depunere fără penalizări a cererilor de plată va continua până la data de 16 mai. Cererile unice de plată pot fi depuse și după această dată în termen de 25 de zile calendaristice, dar cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. Avem aproximativ 2 săptămâni, respectiv la termenul limită de 16 mai, data până la care fermierii își mai pot depune cererea unică de plată fără penalități. După data de 16 mai până la 10 iunie inclusiv, au posibilitatea să-și depună cererea, dar cu penalități de 1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Solicitările depuse după data de 10 iunie nu mai sunt acceptate, iar fermierii nu primesc niciun fel de sprijin financiar. În județul Gorj sunt programați și așteptați să depună cererea unică de plată aferentă campaniei 2016 peste 23.400 de fermieri.